Stimată doamnă ministru, dragi colegi, secretar de stat și director general din Ministerul Educației, dragi parlamentari, domnule președinte ale Consiliului Județean, domnule viceprimar, dragi colegi, inspector general din țară sau cei care au fost inspector general din 68 până astăzi și care sunteți invitați la această festivitate, stimați colegi directori al instituțiilor cu care noi colaborăm, reprezentanții ai constructorilor, ai arhitectului și toți cei care, într-un fel sau altul, au contribuit la ridicarea acestui edificiu. În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor că ați răspuns invitației noastre de a participa la deschiderea oficială a sediului Inspectoratului Școlar. Da, în sfârșit putem spune că avem un sediu. După ani de procese interminabile, după blocaje uneori chiar din partea unor instituții ale statului, după insolvența și falimentul primului constructor, după multe probleme pe care le-am întâmpinat din partea celor care nu ne-au creditat și au recurs la resorturile posibile ca să blocheze, să ne facă să renunțăm, da, confirmăm astăzi faptul că avem un sediu. În sfârșit, după ani de zile, Inspectoratul Școlar Cluj are un sediu. Ce simt sau ce simțim acum, după 6 ani în care în fiecare zi mai descopeream câte o problemă, erau de spus. Vă invit, în schimb, să priviți la rezultatul. Un rezultat care la fiecare dintre noi a contribuit într-un fel sau altul. Mai mult sau mai puțin. Mulțumesc, în primul rând, conducerii Ministerului Educației, minister care a finanțat integral aceste lucrări, faptul că a înțeles, deși timp de 2 ani de zile n-am putut din cauza constructorului să cheltuim niciun ban, am pierdut 11 milioane de lei timp de 2 ani de zile, a înțeles că este o investiție importantă la nivelul județului Cluj. O investiție pentru o instituție care are peste 10.000 de angajați, care gestionează, într-un fel sau altul, problemele a 100.000 de copii, e legată de cei 200.000 de părinți, de 400.000 de bunici, deci, într-un fel sau altul, toată lumea din județul Cluj este legată de ceea ce se întâmplă în învățământ. Mulțumim, de asemenea, interproiectului, proiectantul general și a constructorului care a finalizat această lucrare, Trustul de Construcții Industriale, cărora știu că nu le-a fost foarte ușor. Nici nouă nu le-a fost foarte ușor cu dânsii și nici lor cu noi. Dar important este că cu toții împreună am reușit. Vrem să credem că alocarea sumelor necesare finalizării sediului Inspectoratului Școlar este în același timp și o recunoaștere a rezultatelor bune pe care Clujul le-a obținut sistematic în ultimii ani, că e vorba de olimpiade, că este vorba de evaluarea națională cu procente de peste 90%, că este vorba de rezultatele de la BAC, titularizare sau definitivat, pentru că, după cum spuneam, nimic nu este întâmplător în rezultatele pe care le obțin profesorii paralel cu cele ale copiilor. În egală măsură, Clujul s-a bucurat de o vizibilitate internațională bine meritată, dacă e să ne raportăm la cel mai mare eveniment educațional din țară pe care l-a găzduit România în anul centenarului Marii Uniri, Olimpiada Internațională de Matematică, a 59-a ediție de la Cluj-Napoca. A fost un moment de referință mondială la care și-a adus contribuția atât mediul privat, sponsorii, administrația națională, administrația județeană și locală, mediul academic și științific și nu în ultimul rând, Societatea de Științe Matematice din România. Mulțumim încă o dată domnului Bologan, datorită căruia această olimpiadă a ajuns să se desfășoare la Cluj. S-a dovedit încă o dată că se poate. Atunci când toate instituțiile locale, județene, naționale construiesc în aceeași direcție, se poate și se pot obține rezultate. La Cluj se poate, pentru că este o echipă care își propune să continue ceea ce a început și ceea ce a desfășurat de-a lungul celor 6 ani pe când suntem cu toții împreună.
Vrem să dezvoltăm în continuare lucrările de la Clubul Viitorul și sunt sigur că vom avea sprijinul necesar pentru asta. Vom pune în continuare accentul pe învățământul de excelență și pe învățământul din mediul rural. De asemenea, pe reducerea abandonului școlar și părăsirea timpurie a școlii. Creșterea procentelor la promovabilitate, la toate concursurile, că e vorba de profesori, că e vorba de elevi, vor sta în atenția noastră. În definitiv, nimic nu motivează mai mult copilul sau profesorul decât faptul că știm că sunt prețuiți de școală, de comunitate, de familiile lor, care acționează împreună, într-un parteneriat perfect. Și cred că asta am reușit să o facem la Cluj. Vă mulțumim tuturor celor prezenți astăzi aici și în calitate de inspector general, vă asigur, din partea echipei Inspectoratului Școlar, de înalta noastră privire și considerație.